Subiectul arzător al zilei de ieri a fost conflictul ideologic dintre Damaris Sebaidin și mama lui, doamna Dorina. Ambele părți nefiind dispuse în a face compromisuri. S-au inflamat foarte tare lucrurile. Și dacă e să tragem așa o linie, nici măcar n-a fost o relație. Doamna Dorina, de ce ați luat-o așa personal? Eu aș fi vrut să-i văd împreună, mi-a plăcut de când i-am văzut. Dar dacă nu se poate, ea zice că eu sunt lingușitoare, mă deranjează foarte mult. De ce ai folosit Damaris cuvântul acesta? Cum pot să cred un lucru din prima zi? Că îl văd ca pe copilul meu sau așa, nu știu. În ziua de astăzi se aruncă cuvinte mari pe nimic. Adică eu nu am cum să fiu copilul dumneavoastră sau să mă vadă ca pe copilul dumneavoastră din prima zi. Și după o săptămână sau după mai mult timp de când suntem aici, să zică că sunt cu două fețe sau că îmi joc bine carte. Adică discuțiile duceau clar către o stare de nervozitate, iar doamna Dorina voia să știe în ce tabără se poziționează fiul ei, Sebaidin. Nemulțumire din partea mea. Să-mi spui dacă vrei. Mă duc afară și din partea ta. Ce nemulțumire? De unde ți-a venit asta? Am văzut că te uitai așa, știi, profund, așa ce... Eu am zis un lucru. Gata, stop, stop. Nu zici nimic, mama. Asta a fost înainte să intrăm ieri. Nu mai vorbim, nu mai... Fiecare e treaba lui. Dar să facă atâta dramă și atâta discuții și atâta... Ce pentru ce până la urmă? Nu mai, frate, gata, am zis gata. Eu când zic ceva, rămâne vorbă zisă și punct. Pe mine asta mă enervează cel mai tare la tine. Eu sunt lângă tine și zic că sunt bine. De ce nu vrei să înțelegi că sunt bine? Nu mai, gata. Repet, vrea să vină după mine? Bine. Vrea să fie, nu cum zic eu. Ce se schimbe? O să mă schimb și eu în unele cazuri? Bine, nu, gata, s-a terminat tot. N-am pretenții eu de la ea să mă înțeleagă ea. Am pretenții de la voi să mă înțelegeți voi. Și eu când zic ție ceva, înseamnă că știu ce zic. Nu mi-a căzut nimic dacă am făcut eu mai mulți pași. Dar cum să fie pentru mine ceva? Păi trebuie să gândești când vorbești. Da, lasă-o în pace! De ce pretenții? Ce așteptări ai tu de la... Nu te cunoști, nu te știe. Nici o așteptare. Ți-am zis, eu ți-am zis copilul tot acasă. Da. Păi dacă ți le făceam eu personal, dacă eu mă comportam urât aici, dacă eu înjuram, dacă eu spărgeam, dacă nu eram eu aici, mai ziceam, dar tu așa pentru ce? Pentru un om care te cunoaște de 3 săptămâni, stai să pui la suflet și să te superi. Într-o intervenție telefonică, sora lui Sebaidin venea cu sfaturi pentru toate părțile implicate. Aș vrea să-i transmit lui Damaris să fie puțin mai hotărâtă. Zic că, băi, te vreau sau nu te vreau. M-aș vedea cu persoana asta, dar să se gândească serios, nu? Și Sebaidin? Sebaidin, nu știu ce e în sufletul lui cu adevărat, eu văd că o place. Eu zic că dacă a luptat până acum pentru ea, mai merită să îi mai dea chiar puțin timp. Ție ți se pare potrivit Sebaidin pentru Damaris? Sincer, mi-a plăcut de la început, chiar dacă într-un fel a văzut că Damaris e puțin mai rece, chiar a luptat. Eu ce văd din exterior, că amândoi au făcut unii pași și s-a ajuns acum în punctul acesta în care chiar ar fi cazul să zică, nu știu, să aleagă. Văzându-l vizibil afectat pe Sebaidin, Valentin se implica și el în discuții, cu sprijin moral. Trebuie să te găbești și pe urmă să te despargi peste Valentin, nu știu timp. Valentin, dacă voiam să fiu însurat, cu eticheta de însurat, eram însurat de acum 4-5 dar ani și până acum aveam și un copil. Dar nu mai, mă, și pentru după relație de 3 ani jumate, cred că puteam să mă însor destul de lejer. Dar am simțit că nu-i momentul și n-am făcut-o. Normal. Nu regret. Și dar dacă nu regret după 3 ani jumate, da, păi... După 6 luni, 6 săptămâni cât au fost. Da, mă, n-ai cum să regreți, dar nu trebuie... Nu m-am îndrăgostit, n-am fost îndrăgostit, au fost niște sentimente, dar sentimente sunt în orice relație și normal să ai sentimente. Am fost și eu întrebat astăzi dacă vă viața fără Gabriela și zic, păi și dacă mă despărc peste 50 de ani, pe ce? Viața mea e viața mea, ce treabă are? Îmi văd viața fără oricine, că eu m-am născut singur, mor singur. Ai familia ta pe care să o faci? Nu mi-e frică, eu de aici plec, ți-am zis când? În decembrie și însurat, eu până nu zic Dan, plec de aici, nu e sezonul ăsta, e sezonul următor. Valentin era curios să afle și punctul de vedere al lui Damaris și mai ales de ce comportamentul ei este unul mai atipic. Eu am fost curios de mult, dar am zis că da, nu-i treaba mea. Tu așa ai fost de mică? Adică să fii, adică la modul nu pot să pun pe oricine ascultat de repede, adică mă refer și în prietenii, și la prietenii și așa? La prietenii nu am prieteni. În schimb, în oameni întotdeauna am avut încredere și foarte repede și
pur și simplu vedeam partea bună mereu în ei și eu sufeream și mă dădeam de ziduri, toată lumea îmi zicea, dar eu eram aia credulă și nu, că oamenii sunt foarte buni, da. Și un băieț, să zic, bărbat, din de când cu treaba aia, de atunci ai pierdut încrederea totală în... Nu mi-a plăcut de el, să zic, mai ales în primul rând că îl vedeam foarte arogant, așa. Am ajuns acasă, știu cum am pus pe pat la el și numai dintr-o dată o stins lumina și ioi. Deci și-a început treaba, că altfel nu știu cum să spun. Eu în timpul acela plângeam, mă zbăteam, știu că mă ținea de mâini. Ba dinainte? După. Bă, și nu neapărat că-n băieți, nu, oamenii în general mi-au pierdut. Dar tu totodată știi, sunt conștient că tu știi chestia asta când toată lumea la fel. În ziua de azi, cuvintele așa s-au aruncat, ești cel mai frumos, ești cel mai bun, el nu știu cum poate, și... Poate e chiar consider, nu zic de se bagin, dar poate omul chiar consideră, că în momentul ăla chiar te vede special pentru exact, el. Exact, în momentul ăla. În momentul ăla. Dar practic noi spunem, vorbim în momentele în care le simțim, nu? Ascultând ambele părți, Valentin își formă o părere clară, pe care i-o împărtășea și Gabrielei. Mă, crezi că îmi pare rău tare de Damari? Nu știu, mie de Sebaidin îmi pare. Nu știu, mie așa, nu, separat de Sebaidin, de Sebaidin mi se rupe inima. Damari îți mai falsă. Eu știu ce spui tu. Cred că e mai falsă ca mine. Eu știu ce spui tu. Dar inima mea, când vede un om supărat, se întristează rău. Da, o situație dezbătută în casă, dar dezbătută și de Sebaidin și mama. Tu ești acum în rolul ăla protector, să o liniștești pe mama, nu? Da, să o liniștesc pe mama, să mă liniștesc pe mine, adică eu sunt bine. Nu m-am implicat 100%, nu pot să zic că m-am implicat 100% în această cunoaștere, în așa fel încât să sufăr acum. Dar nu știu, cum pune toată lumea problema? Zici că s-a terminat o relație de 3 luni, cel puțin. O relație. Exact. Nu? Nu a fost o relație. Și a eu fost am sentimentul ăsta, că... La cum a suferit și doamna Dorina, la cât a luat-o de personal și de Amaris, la cât ai luat-o de personal și tu? A fost și a trecut. Tu și de, da, exact, știți că dacă tragi linie, da, vorba lui, tu, dar sunt 3 săptămâni. Sunteți nici măcar s-au pupat, nici măcar s-au ținut, v-ați ținut de mână? Da, ne-am ținut de mână. Pic așa, nu? Tu ce zici de Amaris? Nu zic nimic. De ce? Gata, totul. S-a dus? Da, clar. Da? Da. Așa repede? Totul trece. Pam, pam. Da, clar, nu stau eu să sufăr pentru nimic. Și acolo? La fel de clar, am spus, eu vreau să plec însurat de aici în decembrie sau când se termină sezonul. Însurat? Însurat, clar. Dacă nu, acum sezonul următor. Ah, ok. S-a notat, da. Păi nu prea mai avem fete disponibile așa. Le aștepți pe următoarea tranșă, nu? Următoarea garnitură. Cum le mai zic, cum să zic eu să nu sune? Da, următoarele fete care vor intra în casa Amireasa. Da, da, uite, acum avantajul este că e foarte posibil ca unele fete să vină țintită. Adică, uite, tu acum ești singur, să vină pentru tine sau pentru George. Corect. Și atât. Sau un băiat pentru Adina, nu? Sau un băiat pentru Damaris. Dar cum e replica aia, Gabriela? Hai, așa am simțit, să spun. Da, că e... Păi m-a făcut falsă. Că e mai falsă decât mine. Păi... Mulțumesc, apreciez. Cu drag. Sper că ai zis-o cu adevărat, din suflet. Din suflet. Mulțumesc. Dacă și Damaris e falsă... Ce zici, Adina? Am zis, dacă și Damaris e falsă... O lună că te-a sunt făcut părinte, nu era falsă. Eu să zic în față ce am de spus. Cei falsi sunt oameni lași, care nu știu să fie ei. Mai termină subiectul ăsta. Da, dar eu cred că, voi toate sunteți asumate, adică nu mi s-a părut că s-a ascuns vreuna după paravan ca să... Din partea mea să spună toată România și oricine că sunt fază. Eu mă cunosc pe mine și gata, ce e atâta. Lasă, Damaris, că din toată casa o singură persoană poate să spună asta. În rest, noi toate te vedem așa cum ești. Cred că i-a întors-o, atâta tot, nu? A, da, nu, te are dreptate. Chiar vreau să te închei subiectul ăsta dată. Da, observam. L-ai deschis, tu l-ai deschis. Da, ieri. Și acum? Seara. Acum eu am întrebat. Ah, ok. Sunt și eu pe aici. Uneori vin și eu 2 ore pe zi. Deci începe să fie așa și pentru 3 ore, pardon, 3 ore pe zi vin și eu și mai pun o întrebare, 2. Mă scuze, Andrei, că intervin. Eu n-am voie să întreb nimic. Ce scuze eu? Eu ce scuze? Despre tine, să nu stricăm subiectul. Iartă-mă, că ce să fac? Mă, e un subiect care frământă casa. O să discut și o să întreb de câte ori o să simt nevoia.